Bine v-am găsit, dragii mei! Ne vom continua călătoria în lumea basmelor. Eu sunt Simina Cota și în această zi vom descoperi misterul. În povestea Cei trei frați împărați de Petre Ispirescu vom afla ce a ales mama, dascălul sau copiii ei. Haideți, pentru că sunt convinsă că sunteți nerăbdători. Ori eu, ori ei. Vă mai amintiți cuvintele dascălului? Bine! Ce o să zică bărbatul meu când s-o întoarce? Lumea mă va omorâ cu pietre când va auzi una ca asta. Dascălul, văzu că am scrântit-o și o întoarse pe partea cealaltă. Eu nu zic să-i omorâm, ci să-i trimitem deocamdată în alt oraș. Să zici că i-ai trimis undeva pentru învățătură. Nu mai pot, mă înțelegi? Nu mai pot. Să stea cu mine aici, căci nu voi să-mi zică lumea că sunt dascăl de a terchea berchea, trei parale, trei surcele. Cu gura zicea el unele ca acestea, dar în capul lui clocea, dragii mei, alte gânduri spurcate. Ei bine, dacă este așa, mă învoiesc. Dar cum să facem? Întrebă femeia. Foarte lesne, răspunse bărbatul. La noapte se închidem într-o magazie și mâine, în timpul zilei, îi iau eu într-o căruță și îi duce să-i așez la un prieten de-al meu într-un alt oraș. Gândul dascălului copii era să îi ia pe acești copii, să-i ducă în pădure și acolo să-i spintece pe câte unul, să le scoată din drân și capul, pipota și inima găinii și să le înghită el. Dar norocul nu-i sluji nici de asta dată. Copiii fură cuprinși de frică. Când se văzură închiși în magazie, începură să plângă. Cel mișlociu însă zise: fraților, ascultați-mă pe mine, că va fi bine de noi toți. Știți de ce ne-a închis dascălul aici, cu voia mamei? De ce? Întrebară ceilalți. Dascălul a spus minciuni, că nu înseamnă nimic slovele de sub aripa găinii. Și de asta a stăruit el pe lângă mama și a tăiat găina ca să o mănânce el, ca să se împlinească la dânsul prorocia din acele slove. Dar n-a vrut Dumnezeu cu dânsul. Adevărat să fie, mai întrebară frații, dar oare ce însemnau acele slove? Mai e vorbă, răspunseră el. Ia ca vă spui eu acum. Slovele acelea ziceau: cine va mânca găinii capul, va ajunge împărat. Eu împărat? Zise cel mare care mâncase capul. Așa, răspunse fratele mijlociu. Cel ce va mânca inima găinii, de câte ori se va scula, de câte ori se va culca, se va pune la capul lui o pungă cu bani. Unde o va găsi când se va scula? Mie să mi se întâmple toate astea? Întrebă cel mic care mâncase inima. Ție, frate, îi răspunse cel mișlociu. Iar cine va mânca pipota, găinii se va face năzdrăvan. De-aia știi tu năzdrăvăniile astea, strigară frații cel mare și cel mic deodată. De-aia, fraților, le spunse mijlociul. Acum, ca să scăpăm de aici, trebuie să ne punem toate puterile, să stricăm fereastra magaziei ăștia și să fugim. Căci blestematul de dascăl are de gând să ne ia la revărsatul zorilor, să ne ducă în pădure și să ne omoare. Se puseră cu toții. Sfârmară fereastra și fugiră, merseră toată noaptea. Când se lumină de ziua, ajunseră la un loc unde se deschideau trei drumuri. Aici au stat să se odihnească.
se hotărâră să apuce fiecare pe un drum și să se ducă unde i-o lumina Dumnezeu. Se îmbrățișară, se sărutară cu lacrimi în ochi, își luară ziua bună unul de la altul și se despărțiră. Merseră ei toată ziua, când, înspre seară, frații cei mari se întâlniră iar. Pasămite drumurile pe care apucaseră ei se întruneau acolo. Atunci năzrăvanul zise: pe semne că Dumnezeu vrea să fim tot împreună, dacă El ne-a adus aici. Așadar, frate, să nu ne mai despărțim toată viața. Mai înainte de aici este un oraș mare. Acolo a murit împăratul și mâine se alege altul. Cel ales ai să fii tu. Ia lasă vorba încolo, măi frate, și nu mă mai face să-mi intre gărgăun din ăștia în cap. Mai bine zi, hai să mergem să căutăm ceva de lucru, că burta, auzi, ci că n-am mâncat de ieri și cere sărmana de mâncare. Mergând ei, copii, ajunseră la orașul care era înaintea lor. Aici întâlniră un bătrân pe care îl rugară să-i îndrepte spre vreun han unde să rămână peste noapte. Bătrânul le spuseră că hanurile, gem de lume multă, care a venit să fie de față la alegerea împăratului, care se va face mâine, că nu va fi găsit niciun loc de odihnă. A doua zi, vă dați seama, au rămas cei pe unde au putut. A doua zi de dimineață se scoală cu toții, se spală, se scutură și plecă la bătrânul afară din oraș, pe o câmpie întinsă, ca să vază și ei cum se aleg împărații în acea cetate. Bătrânul le spuse că alegerea se face așa: dregătorii cei mari iau un porumbel alb, nevinovat, îl încarcă cu cordele foarte frumoase și cu tot felul de fețe, îl aruncă în sus și pe cine s-o lăsa porumbelul, pe acela îl face împăratul lor. Pe locul hotărât se adunase, încă până nu se face ziua, atâta lume câtă frunză și iarbă, de nu se mai putea mișcau. Și bătrânul cu copiii abia găsire și ei un colțișor la o parte, de unde să se poată uita și ei. N-apucară să-și așeze bine și auziră un sunet de buciu. Atunci se făcu o tăcere ca de mormânt. Toată lumea ținea ochii țintă în sus. Aruncându-se porumbelul în văzduh, acesta ocoli pe deasupra lumii și veni de se puse drept pe capul băiatului celui mare. Fii de împărați și de boieri, care veniseră cu gând de a fi aleși, începura a striga că nu se poate, că e greșeală, nu e bun de împărat, și altele și altele, și cerură ca să se facă o a doua încercare. Se înălța din nou porumbelul a doua oară. Și de asta dată, fără niciun ocol, veni și se puse drept pe capul băiatului. Încă o dată strigară fiii boierilor că nu se poate, nu se poate, și cerură a treia încercare. Iar pe băiat îl băgară într-un sac și îl duseră departe de lume. La a treia înălțare, porumbelul, după ce fâlfui puțin pe deasupra locului pe unde sta băiatul mai înainte, își ia zborul și se duse de se puse drept pe sac. Atunci toată lumea strigă într-o unire că acesta este împăratul lor. Îl scoaseră dară din sac și îl duseră de la șezară pe tron în sunetul buciumelor, arsurlelor și al strigătelor de bucurie ale mulțimii adunate. Împăratul cel nou, cum se văzu întronat, mai întâi hotărâ ca frate său, năzdrăvanul și bătrânul ce-i găzduise să fie nelipsiți de lângă dânsul. Și cu ajutorul lui frate s-o începu a cârmui împărăția cu înțelepciune și dreptate. Nu trecu mult și vestea se duse în toate ținuturile și împărățiile vecinilor despre numele lor, iar supușilor începură a-i numi cei doi frați împărați cu minte și drepți. Când auzi dascălul de fuga copiilor, turbă de mânie, căci era un zăcaș de n-avea margini. Vru să-și facă seama singur, dar n-a avut curaj. Văzând însă că norocul îi stă împotrivă, se potoli oarecum
și se apucă iarăși de dăscălia lui. După o bucată bună de timp, iată că sosește și tatăl copilor din călătoria cea lungă ce făcuse. Adusese cu dânsul bogății după bogății. Când află de fuga copiilor, cât pe aci se vie rău, dar se stăpâni. Cercetă în dreapta și în stânga și se spuse toată istoria cum s-a întâmplat. Atunci el hotărâ să ceară dreptate pentru necinstea ce a făcut soția lui și pentru răul ce a pricinuit dascălul. Merse deci pe la toate dregătoriile și fu trăgănit prin judecăți mari, mulți ani, fără să-și dobândească dreptate, potrivit cu mărimea vinei celor vinovați. Aflând și despre numele cel falnic al celor doi frați împărați, negustorul își lua femeia și pe dascăl și se duse să-i judece ei. Aflându-se acolo, mai înainte însă de a ajunge ei acolo, fratele împăratului Năzdrăvanul, simțind că are să vie tatăl său la judecată, spuse fratelui său, împăratul, și amândoi se chibzuire ce să facă, ca să facă o primire ca unui părinte bun ce le era. Când veniră împricinații, la înfățișare, ieși înainte fratele împăratului și primi pe negustor la scară, iar când îl duse înaintea împăratului, acesta se sculă de pe tron și i-a întâmpinat cu vorbe bune și supuse. Negustorul se minună de atâta cinste ce i se făcu și nu știa ce să mai zică. Se uita în toate părțile și nu pricepea nimic din cele ce făceau. El căuta când la împărat, când la fratele său. Se minuna în sine, dar nu cuteză să zică nimic. Intrând în cămară și dascălul cu femeia, stătură ca trăzniți de Dumnezeu. Vezi că se știau vinovați de moarte. După ce se așeză împăratul pe tron, judecata începu. Neguțătorul își spuse păsul și zice că își pune nădejdea în înțelepciunea împărătească și așteptă să hotărască împăratul cum îl va lumina Dumnezeu. Dascălul o mâlcise de tot, iar femeia îndrugă și ea câteva vorbe, aruncând toată vina în spinarea dascălului. Atunci împăratul întrebă pe negustor că dacă își va vedea copiii, iar cunoaște el. Mai e vorbă, răspunse negustorul. El se uita la amândoi împărații și nu mai cuteză să zică nimic. Noi suntem, răspunse împăratul. La aceste cuvinte, femeia și dascălul o sfecliră de tot și tremurau ca varga. Iar neguțătorul creștea inima întrânsul de bucurie că își găsise copiii. Împăratul zise că de când el este împărat, așa pricină grea nu mai judecase. Hotărât dară ca toți să cadă în genunchi și să se roage pentru Dumnezeu, lui Dumnezeu, ca să le arate dreptatea lui. Așa și făcură copii. Pe când încă se rugau, deodată dascălul și femeia se făcură stane de piatră. Împăratul porunci să pui aceste stane de piatră la o parte, de o parte și de alta, la scara palatului, iar negustorul rămase la curtea împărătească. Dar oare ce făcea fratele cel mic? În vremea aceasta, fratele cel mic, după ce se despărți de frații săi, se duse ca un cuvânt din poveste, că de aici încolo se gătește și ajunse la orașul unde îl scosese drumul pe care apucase el. Acolo, dacă sosi, trase la gazdă la un om cu frica lui Dumnezeu. De câte ori se culca, de atâtea ori găsea o pungă cu galbe la căpătâiul său când se scula. Ceru de la gazdă pe cineva care să-i arate lucrurile cele mai însemnate. După ce ocoli cruciș și curmeziș tot orașul, văzând tot ce era vrednic de văzut, ajunse la margine și acolo era un ostrov. Iar dacă vru a ști ce era acolo,
Călăuza se feri de a-i spune. Seara întrebă pe gazdă și aceasta îi zise: să nu care cumva să te muște șarpele de inimă și să te duci acolo, că e stingere de tine. Pentru ce? Întrebă flăcăul. Pentru că acolo șade o măiastră și oricine merge la dânsa se întoarce capiu. Și apoi nimeni nu poate să meargă să o vază până ce nu o da două pungi de bani. Asta e tot? Mâine mă duc să o văz, zise el. Bani am destui, precum vezi. Nici rugăciunile gazdei, nici friga de căpiere nu l-a putut opri de a merge să vadă pe acea măiastră. Se duse copii, dădu două pungi de bani și intră în ostrov. Acolo umblă câtva timp ca un haidamac pe din afară, că doar măiastra va ieși la fereastra palatului să o vadă. Ea ieși, el o văzu și apoi se întoarse. A doua zi se duse iară, a treia zi iară și tot merse astfel zile de-a rândul, câteva zile. De ce o vedea, de-aia dorea să o mai vadă. Măiastra băgă de seamă că el venea într-una de câteva zile. Trebuie să aibă mulți bani, se gândia. Iar dacă trimise de-l chemă, îi zise: mare stare trebuie să ai tu, tinere, de o risipești așa. Nu am văzut până acum pe nimeni care să vină la mine în ostrov de atâtea ori una după alta. Da, mare și nesfârșită, răspunse flăcăiandrul cu mândrie, ca și puterea cu care o fac. Cum auzi măiastra astfel de vorbe, îi puse gând rău. Se luă deci pe lângă dânsul cu vorbe dulci, viclenindu-l ca să-i afle putere. Flăcăiandrul se pierdea de dorul ei când o văzu dezmierdându-l cu niște cuvinte mai dulci decât mierea. Se înșelă și spuse. Atunci ea îi dete ceva de băut, iar el dete din trânsul afară inima găinii. Ea o luă, apoi îi dete pe bețe din ostrov. Când se dezmetici el și se văzu golănit și gonit, cugetă: dacă nu ți-o-i face eu, apoi să știi că nici dracul nu ți-o mai face. Se duse la gazdă și povesti copii ce-i se întâmplase. Nu ți-am spus eu, săracul de mine, să nu te duci acolo? Ce o să te faci acum? Mă voi duce în lume. Și ce va vrea Dumnezeu cu mine? A doua zi plecă și trecând copii printr-o pădure, ajunse la marginea unui râu. Acolo a dat peste o colibă de pescar. Îi chiorăiau mațele de foame și fu nevoit să se abată. Pescarul primi să rămână la dânsul să învețe pescuitul. Într-una din zile pescarul îi zise flăcăului: iaca, eu mă duc la târg cu coșul ăsta de pește. Până una alta, ia și tu hălăul ăsta și vezi de-i putea să prinzi vreo fâță de pește, ca să avem o mâncare pentru azi și pentru mâine. Las pe mine, zise flăcăiandrul. Plecă pescarul, iar băiatul intră cu plasa în gârlă. Bătu în sus, bătu în jos și pește să prindă câtuși de cât. Tocmai era să se lase de pescuit când văzu o mreană. Mreana fugi, el fugi după ea, până îi veni bine și, aruncând plasa, o încâlci în trânsa și o trase la margine. Văzu el că mreana era cât să le ajungă pe două zile. Se bucură în inima sa că făcuse o treabă cum se cade. Se puse deci de o curăță de solzi, o spintecă, îi scoase măruntaiele, când în loc de lapți, ce să vezi? Ceva ce nu seamănă nimic. Luă el acel ceva, îl spălă
Și ce să vadă? Bună este și asta, zise el. Să am cu ce bea apă. Rămase din ea o covățică mititică de piatră. Și îndată își lua o leacă de apă cu dânsa să bea. Când s-o ducă la gură, ea era plină cu galbe. Se miră și de această întâmplare. Răsturnă banii în poală și mai lua o dată apă cu ea. Ca când s-o ducă la gură, se făcu din nou plină de galbe. Acum, ai de la zâna mea, măiastră, zise el. Lasă și plasă și pește și colibă și tot și într-un suflet alergă la gazda lui din oraș. Îi spuse despre norocul ce dete din nou peste el și începu a se găti să meargă la ostrov. Gazda se siri în toate chipurile să-l oprească de la această hotărâre a sa. Din nou îi spuse, dar fu cu neputință. Îl trăgea ațara la rele. Până una alta umplu gazdei două tocitori cu bani. Apoi luă cu dânsul covățica de piatră și două pungi pline și se duse la ostrov copii. Cum îl văzu măiastra, îl cunoscu. Înțelese ea că trebuie să fi dat el cu mâna în foc și îl chemă la dânsul. Acolo, cu prefăcătorii, cu viclenii, îl făcu de spuse cum are atâta stare. Și fiindcă flăcăiandrul își pierduse din nou capul cum ajunse lângă dânsa, se lăsă să fie viclenicii de această dată și măiastra îi șterse și covățica. Cum se făcu stăpână și pe acest lucru, porunci slujilor sale să-l gonească. Când se văzu iarăși dat afară și înfruntat, nu se putu astâmpăra de necaz, cum de se ține după el ca să fie tot timpul bagiocorit și cu banii luați? Plecă iară la gazdă și spuse toată șiretenia. Gazda-l povățui mai cu seamă și să termine odată, că va fi un pier de vară, va umbla de colo până colo și nu se va alege cu nimic. El nu voi și plecă în lume. Ce mi-o da Dumnezeu, zise el. Da, dar Dumnezeu îți dă, dar tu risipești tot. Merse copii, merse prin câmpii cu inima plină de foc pentru măiastra lui. Trecu prin păduri și nu se putea împăca cu gândul că n-o să-și mai poată vedea odorul. În cele din urmă, căzu într-o mâhnire. Stând el așa și zbătându-se cu gândurile, băgă de seamă că pe acolo, pe aproape, curgea o apă. Se duse să se scalde, ca să se mai răcorească. Tot scăldându-se, văzu de cealaltă parte a râului niște smochini. Își aduse aminte că nu mâncase nimic de două zile. Și se duse să facă o gustărică cu niște smochine. Mâncă ce mâncă, dar începu a simți că din ce în ce se schimbă. Unde, din om ce era, se pomeni deodată măgar. Altă nevoie acum. Cum să se întoarcă în cetate măgar? Pe lângă celelalte toate, acum are să fie și prigonit. Umblând în sus și în jos pe marginea pădurii, îi era frică să intre înăuntru pădurii, ca să nu-l apuce vreo fiară sălbatică. Se temea și să iasă la lumină, ca să nu-l prindă vreun om, să-l pui la vreo muncă. Ce să facă? Se căina și se văicărea, de-i plângeai de milă, nu alta. Toată ziua umblând, rătăcind cu inima cât un purice de frică. Flămânzi iar, căutând câte ceva de mâncare, a dat peste niște roșcove. Se apucă să mănânce căci era lihtit de foame. Când pe aci era să moară de bucurie când văzu că încet, încet se schimbă și se făcu iarăși om. Stătu în loc și se cruci de el și de asta minune. Apoi deodată zice: acum ești a mea. Stai! Stai, măi, tu că ți-oi fac eu ție pe piele, femeie fără inimă ce mi-ai fost. Se apucă și umplu sânul cu roșcov. Apoi făcu un coșuleț cu un putu din uiele de richită și culese întrânsul smochine de care mâncase el, înainte să se prefacă în măgar. După ce se întoarse la gazda lui din cetate, îi spuse că acum s-a împlinit. Auzind însă de faima celor doi împărați și înțelepți,
îi dete un fier ars prin inimă și puse în gând a merge la dânsii să vadă oare n-or fi frații lui. Dar până să se pornească către dânsii, se mai duse odată la ostrov cu coșulețul de smochine pe mână. Și începu a striga la smochine pe la poarta palatului. Măiastra, auzindu-l, trimise din nou să-l cheme. Cum îl văzul cunoscu, crezând că și smochinele lui este un farmec ascuns, numai bun pentru dânsa, porunci și-i cumpără coșul cu totul. El luă banii și se făcea se plimba prin ostrov. Măiastra copii se puse la masă, când la sfârșitul mesei, după ce mâncare împreună cu ai lor smochine, se făcură toți măgari. Hâți în sus și hâți în jos, bacă o fi una, bacă o fi alta nimic, rămaseră măgari ca toți măgarii. Atunci, flăcăul, prinzându-i, le puse câte un căpăstru în cap, îi legă unul de altul și îi duse cu dânsul după ce luă covățica și o băgă în sân, căci inima găinei o mâncase măiastra. Se duse cu cârdul de măgari la gazda lui. Acum să știi că mă duc într-ale mele, zise el gazdei, bani ai destui, ostrovul și palaturile sunt ale tale, rămâi sănătos și-ți mulțumesc pentru tot. Să ne vedem sănătoși, răspunse gazda, și să auzim numai de bine. Dar cu turma aia de măgari, ce ai tu să faci? Ia-ți un argat care să vadă de ei. Așa și făcu. Tocmi un argat și porni să meargă la frații lui cu alaiul după dânsul. Pe când mergea, fratele cel năzdrăban spune împăratului toate cele întâmplate fratelui lor celui mai mic și se pregătiră copii să-l primească cu mare cinste. Când ajunse la marginea cetății unde domnea împăratul, se miră că găsi pe fratele cel mijlociu care l-aștepta. Acesta îi povesti toată întâmplarea cu mama lor și cu dascălul și cum îi pedepsise Dumnezeu. Plânse fratele cel mic de o sânda dumnezeiască ce căzuse peste mama lor, apoi merse și se înfățișă împăratului. Când se văzură, se cunoscură cei trei frați și se îmbrățișară. Apoi ceru de la împăratul să-i dea un graj curat unde să-și puie măgarii, pe care singur îi îngrija. Trecu ce trecu, copii și nici pomeneală nu era ca să facă pe măgar să se schimbe iarăși în oameni. Într-o zi la masă, când văzu că frate său cel mic este cu voie bună, împăratul îi zise: ei, ce ai de gând cu măgarii tăi? Destul i-ai pedepsit. Hai, iartă-i. Să nu socotești că nu știu tot ce ai pățit, dar este destul. Mai cu seamă că știu că se topește inima din tine de dorul ei. Adevăr greși, frate. Pentru hatârul tău fac tot. Trimise copii de aduse măgari acolo, le dete să mănânce roșcove și îndată se făcură iarăși oameni. Toți cei de față rămaseră înmărmuriți când văzură asta minune. Apoi ochii tuturor se ațintiră la măiastra și mărturisiră că așa frumusețe de femeie nici că au mai văzut și nici nu cred că or să mai vadă. Ea atunci începu a zice: mai întâi, mulțumesc împăratului că s-a înduioșat de starea cea proastă și ticăloasă în care ajunsese și a stăruit de ne-a făcut oameni la loc. Apoi, uitându-se la fratele împăratului cel mic, îi zise: numai tu mi-ai venit de hac pe lumea asta. Dacă voiești, sunt gata a te lua de bărbat. Iartă-mă pentru neajunsurile ce ți-am făcut. Apoi eu ce umblam, păcatele mele, când tot veneam pe la tine și tot tu ți-ai bătut joc de mine. Fie că și eu mi-am cam scos din capete, sunt gata și eu a te lua de soție. Mai cu seamă acum că nu mi-a mai rămas la inimă nici o zăpușeală. Se pregătiră copiii și făcură o nuntă din alea împărătești. Ei nu se mai duseră de acolo. Rămaseră toți trei frații la un loc. Treburile împărăției mergeau ca pe roate. Locuitorii apucau și ei de la acești trei frați când dreptate, când povețe bune și când ajutor cu bani. Toată lumea și în toată lumea se duse vestea despre ei, cărora li se zicea: la cei trei frați împărați. Ați ascultat această poveste care s-a încheiat cu bine, dar sper că ați înțeles
Călăcomia pentru bani niciodată nu aduce ceva bun. Cu bine!